Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Constipat de Neluța Stăicuț. Privesc adeseori la oameni, la mersul și la fața lor și dintr-o dată mă cuprinde îngrijorarea că iată încă unui constipat. Stau și mă întreb atunci pe dată ce oare el probabil a mâncat, dacă pe chip îi vezi durerea. Sărman de el că este constipat. Văd câte unul care avansează pe un post pe care el și l-a dorit și nu știu cum se face, frate, că dintr-o dată este constipat. N-ai să mai vezi pe al său chip vreodată vreun zâmbet sau un râs strident. Oare nu vezi, frate, că îl doare? Probabil că s-a îmbolnăvit, e constipat. Degeaba încerci să intri în voie, nu vei putea oricât ai încerca. E mult prea important acum, probabil de-aia e și constipat. Merge pe stradă ca furtuna, la nimeni nu privește el. Cum să mai spună sărut mâna, că doare tare burta, doare constipat. Nici chiar soția sau copilul nu-l poate scoate din ale lui. E mult prea important acum, e grăbit rău, că este constipat. Chiar la o comedie de-l duci, e mult prea ferat sărmanul. Cum să se bucure să râdă? N-ai înțeles că este constipat? Pe toți ar vrea să-i conducă, să le dea ordine la toți, că doar e șef, ce mama naibii. N-ai priceput că-i constipat? Stau și mă întreb acum, cum de se întâmplă așa ceva? În loc să fie vesel și ferice, el este din ce în ce mai constipat. Și dintr-o dată se întâmplă că altul postul i l-a luat și dintr-o dată ca prin farmec își dă seama că nu mai este constipat. Dă fuga la părinți și frați, prieteni și vecini, colegi. Uită să le ceară scuze. Și dintr-o dată nu mai este constipat. Acum ar vrea să râdă, să se amuze, să spună bancuri, să facă trăznăi cu cei ce îi ocolea atunci, pe vremea când era doar constipat. Aveți grijă, dragilor, atunci când avansați. Nu-i nevoie să deveniți dintr-o dată constipați. Thank you.